Stimați concetățeni, suntem la finalul anului 2017 și înainte de a trece la să vă urez cele cuvenite de Sfintele Sărbători, o să trec în revistă câteva din realizările anului 2017, iar aici aș vrea să vă aduc la cunoștință că lucrarea, cea mai mare lucrare poate din nou ultimul timp a primăriei Mănăstirea Cașin, a comunei Mănăstirea Cașin, este modernizarea drumului în zona Părăul Dulce. Suntem aproape de finalizare, iar la începutul anului următor, cu siguranță, o vom finaliza. Aș vrea totodată să vă informez că am început execuția electrificării satului Scutaru, o realizare extraordinară pentru noi și mai ales că este făcută din fondurile proprii ale primăriei Mănăstirea Cașin. Deci aș putea să spun că primăria Mănăstirea Cașin a ajuns la un nivel la care o investiție atât de mare să nu-i pună probleme foarte mari financiare. Vreau să vă urez acum la finalul anului 2017 sărbători fericite, multă sănătate, să ne întâlnim sănătoși în anul care vine, iar în 2018 să împlinim tot ce ne dorim, mai ales că pregătim alte proiecte pe care vrem să le ducem la îndeplinire pentru bunul mers al comunei și pentru bunăstarea dumneavoastră. La mulți ani!